dintr-o parte sau alta lume. Cum văd reunirea, nu unirea, reunirea României cu Republica Moldova? Eu nu cred că este un om sănătos la cap, neamul românesc, care să nu vrea să fim împreună. Dar asta nu hotărăsc eu. Nu hotărăști tu, nu hotărăște Dinu, nu hotărâm noi, asta o hotărăște poporul. Iar poporul, ca să vrea unirea, poporul trebuie să creadă în lideri. Fie că e vorba de lideri de la București, fie că e vorba de lideri de la Chișinău. Iar ca poporul să creadă în lideri, este nevoie ca poporul să trăiască bine. E nevoie ca acei lideri să facă efectiv ceva pentru acest popor. Unirea nu e o chestie simplă. Nu e ca și cum ai face prăjituri în bucătărie. Foarte complicat. Iar dacă vrei într-adevăr ca oamenii să creadă în acest proiect, trebuie să mergi să discuți cu fiecare în parte. E muncă sisifică. Unirea nu se face de pe scenă și în campanii electorale. Cineva când vrea să-i crească scorul, hop, vine și vorbește de unire. Și iată că nu e așa, vorbim toți de unire, dar nu face nimic ceva în sensul acesta. Deci unirea se construiește de la omul simplu, de jos. Dacă veți merge și voi mergeți, că sunteți aici. Eu vin aici numai din 91, nu știu, probabil nu trebuie, nu era născut în 91. Eu vin numai din 91 aici. Dar dacă mergeți la țară și le vorbiți oamenilor de România, vă vor spune de jandarmii care i-au bătut. O parte. Dar nu vor spune de cei care i-au deportat și le-au omorât familiile. Vedeți, e o chestie de educație, de informație. Cum au fost oamenii informați? Oamenii, dacă vor fi informați obiectiv, fără patimă, fără tendință, fără, să se facă o campanie pentru o temă sau alta, ci dacă li se va spune adevărul golgoluț, așa cum a stat el, oamenii au destul creier în cap să gândească singur lucrurile astea. Ideea este că trebuie să o facă cineva. De la asta trebuie să